posibil ca Rusia să fi început deja al treilea război mondial, a declarat Volodymyr Zelensky. Rezultatul invaziei lui Putin în Ucraina nu a fost încă decis, dar este posibil ca tocmai acest lucru să fi deschis calea unui război global, a spus președintele ucrainean. Nimeni nu știe dacă nu cumva a început deja al treilea război mondial și care este posibilitatea acestui război dacă Ucraina va cădea, în cazul în care Ucraina va cădea. Este foarte greu de spus, a declarat Zelensky. Și am văzut acest lucru acum 80 de ani, când a început cel de-al doilea război mondial. Nimeni nu ar putea prezice când va începe războiul la scară largă, i-a spus Zelensky prezentatorului emisiunii NBC. Atunci când a fost întrebat dacă a înțeles preocupările președintelui Joe Biden de a nu escalada tensiunile cu Moscova sau de a nu o provoca. Zelensky a mai subliniat că rezultatul acestui război pune în joc întreaga civilizație. Liderul Ucrainei a spus în cadrul interviului și că poporul ucrainean este de neînvins, chiar dacă forțele rusești vor cuceri orașele, inclusiv capitala Kiev. Pot ocupa pământul, dar nu pot lua demnitatea și dragostea ucrainienilor pentru țara lor, a spus el. Zelensky a ținut miercuri un discurs în fața ambelor camere ale Congresului SUA, reiterând presiunile sale pentru ca NATO să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. El a făcut apel la un sprijin mai agresiv din partea legislatorilor și a lui Biden, numind invazia o teroare pe care Europa nu a mai văzut-o de 80 de ani.